Încerc să-mi dau scamele de pe pantaloni și... Îmi pare rău că trebuie să vedeți asta. Dar face parte din viața de zi cu zi pe care nimeni nu o arată pe YouTube, știi? Bun, salutare tuturor! Cristi aici, bun venit la un nou video. Sunt în cei mai șmecheri papuci și aș putea să îi numesc așa. Foarte bun de stat în casă, mai ales când e frig afară. Vi recomand și vouă, poate vă las un link în descriere, nu știu de unde am. I-am primit de la mama mea, mulțumesc tare mult. Da, să trecem în subiectul video de astăzi, care e despre la naiba cu fericirea. Suntem o societate care e obsedată de fericire și toți oamenii din jurul nostru caută fericirea. Fericirea asta minunată pe care vrem să o avem în viața noastră. Și bineînțeles că și eu la rândul meu vreau să fiu fericit. Cu toții vrem să fiu fericit. Tot ce facem pe lumea asta e proiectat ca să ne aducă acea fericire. Și alergăm după fericirea asta prin fel și fel de lucruri. Și ceea ce vreau să clarific în video ăsta e că trebuie să aruncăm la gunoi fericirea asta. Și doar aveți puțină răbdare cu mine, o să ajung să concretizez exact ce vreau, la ce mă refer prin treaba asta. Ideea e că dacă te uiți la studii și la tot felul de lucruri de genul, undeva la 30% din oameni sunt fericiți pe planeta asta sau cel puțin se declară fericiți. Acum, ce înseamnă fericirea depinde de la persoană la persoană, fiecare îi dă un meaning sau o valoare, dar un studiu din 2016 arată că 30% din americani erau fericiți sau se declarau fericiți, un studiu din 2019 în România arată că 30% din români se declară fericiți, ceea ce ne arată că nu depinde neapărat de locul în care stăm sau așa mai departe, pentru că sunt nefericiți și în America și nefericiți și în România. Dar ideea de bază cu fericirea asta e foarte subtilă, e o chestie de mindset foarte subtilă care e adânc înrădăcinată în treaba asta și vreau să o explic aici. Ce pretind eu e că noi nu ar trebui să spunem vreodată că vreau să fiu fericit. De ce spun că nu ar trebui să spunem că vreau să fiu fericit? E pentru că atunci când vrei să spui că vrei să fii fericit, înseamnă că admiți faptul că în momentul de față nu ești fericit și fericirea e undeva în exteriorul tău, în lumea din jur și vreau să fiu fericit, înseamnă că energizez o idee din asta că băi, eu în momentul de față sunt nefericit și fericirea mea trebuie să vină de undeva din exterior și sper să ajung cândva acolo. Și faptul că spui că vrei să fii fericit te pune într-un stadiu în care îți spui inconștient că ești nefericit și lucrul ăsta, practic, cu cât încerci mai mult să fii fericit, cu atât, practic, îți întărești ideea că ești nefericit. Fericirea nu depinde de a fi fericit. Fericirea nu trebuie să depindă de nevoia de a fi fericit. Fericirea doar e. Nu sunt eu sunt fericit, ci doar eu sunt și atât. Și asta e o diferență foarte abstractă, o diferență foarte subtilă, aproape că insesizabilă în obiceiul nostru de zi cu zi, dar în momentul în care renunți la nevoia asta de a fi fericit, în momentul respectiv, practic, detașezi de atașamentul ăsta pentru fericire. E o credință budistă, cred, sau ceva de genul că atașamentul înseamnă suferință și ori de câte ori ești atașat de ceva anume, acel atașament înseamnă că ești prins și o să te doară mai devreme sau mai târziu pentru că pierzi conceptul ăla de care ești atașat. De asta, în momentul în care ești atașat de fericire, ești atașat de ceva exterior și fericirea e ceva în extrinsecție și nu e neapărat în tine și atunci ești nefericit. Și treaba asta e valabilă și când ești pe culmile succesului și când ești în cele mai joase perioade din viața ta. Pentru că dacă ești pe culmile succesului, pare că e absolut normal să sunt fericit, sunt top, merg toate perfect, mi-au intrat toate lucrurile așa cum am avut în ultimele 3 luni, în ultimul an. Am avut un an genial. Dar, uite partea mindfuck aici. Faptul că ai avut un an genial înseamnă că îl compari cu trecutul tău. Și comparându-l cu trecutul tău, practic tu ai un atașament, un grad de comparație față de ce a fost și practic faptul că tu spui că ești fericit acum e de fapt o comparație la trecutul tău care a fost nefericit în comparație cu ceea ce ai acum. Deci practic e tot un atașament pe care l-ai acolo și un grad de comparație și când lucrurile nu o să mai meargă așa bine pentru că e viață și lucrurile o ia și în sus și în jos și fluctuează, atunci o să ajungi din nou să fii nefericit. De asta și că e sus și că e jos, important e doar să fii și să nu depindă neapărat de lucruri externe fericirea ta. În foarte multe situații, oamenii caută fericirea spre alte locuri, obiecte, evenimente. Fie că e vorba de o mașină, fie că e vorba de un apartament, e un rat race din ăsta în care suntem. Când o să am apartamentul ăla, o să fiu fericit, când o să am mașina aia, o să fiu fericit, când o să am jobul respectiv sau salariul respectiv, o să fiu fericit.
Din experiență, treaba asta nu se întâmplă. Ajut oamenii, de exemplu, să facă freelancing. Faptul că fac mai mulți bani în freelancing nu le aduce neapărat mai multă fericire. Freelancing, de exemplu, îți dă un grad de flexibilitate mai mare, dar nu îți dă fericire. Fericirea e intrinsecă, nu depinde neapărat de un job. Și era un podcast de la Mind Architect cu Paul Olteanu, chiar vă recomand podcastul ăsta să-l urmăriți dacă nu l-ați văzut până acum. O să vă las și sezonul 3, episodul 1, că l-am notat aici, dar sezonul 3, episodul 1 și vorbește despre fericire și spune că sunt 3 factori care influențează fericirea. Numărul 1 e factorul genetic, 50%, 50% e genetică fericirea, după care e 10% circumstanțele, adică toate lucrurile astea cu joburi, mașină, unde ești, unde locuiești, te muți în altă țară, respectiv 40% care sunt lucruri care vin în controlul tău. Și controlul tău e exact tăierea atașamentelor ăsta și introspecția asta pe care o ai în tine, așa de ideea că sunt fericit dacă se întâmplă ceva. Nu, nu există așa ceva. Cât eram în America, cât eram în New York la Google, am avut ocazia să cristalizez o idee pe care mulți oameni din România nu o văd. Și în România, dacă te uiți, toată lumea cumva e default că bă, țara asta e nașpa, hai să plecăm afară că politica e de căcat și așa mai departe. Același lucru se întâmpla și în America. Asta a fost surprins să aflu, că în America, în fiecare zi la birou, toată lumea spunea, bă, America e nașpa, Trump e aiurea, era pe vremea când era Trump președinte, hai să ne mutăm toți în Canada. Și toată lumea din America voia să plece în America, toată lumea din România vrea să plece în afara de României, ceea ce ne demonstrează matematic și super faptul că fericirea nu depinde de locația în care ești. Oriunde te duci, acolo mergi și problemele tale cu tine. Oricât de sus sau jos ai fi pe scara socială, acolo mergi și problemele tale cu tine. Oricât de multe obiecte ai avea în jur, oricât de multă mâncare ai mâncat, oricât de tot problemele respective sunt acolo în tine. Dacă sunt și tocmai de asta, fericirea nu depinde de lucruri externe, fericirea e intrinsecă și cu cât te atașezi mai mult și vrei mai multă fericire, cu atât ești mai nefericit pentru că întărești ideea că nu ai fericire și, mă rog, toate lucrurile care vin la pachetul chestia asta. Și un gând de final care vreau să vă las aici e că toate lucrurile și mai bune și mai puțin bune care se întâmplă în viața ta nu se întâmplă împotriva ta, se întâmplă pentru tine. Nu ți se întâmplă ție, se întâmplă pentru tine. Dacă pierzi ceva în viață, se întâmplă pentru tine ca tu să înveți o lecție din treaba respectivă ca să treci la următorul nivel. Ești exact în punctul în care trebuie să fii în viața asta și pentru mine asta e un ghid și îmi dă o liniște interioară fantastică să știu că sunt exact în punctul în care trebuie și merit să fiu ca să învăț următoarea lecție în viața mea. Majoritatea oamenilor, din păcate, nu învață lecția pe care o au în față și nu tratează evenimentele sau provocările pe care le primesc ca oportunități de a crește și rămân blocați în starea asta de angoasă și de nerecunoștință față de univers, față de destin, față de noroc, față de ghinion, față de cum vrei să o numești, prin faptul că primesc o provocare sau primesc ceva și bă, e dificil, e greu, nu merit așa ceva. Când de fapt exact treaba respectivă e darul pe care primești, provocarea pe care o primești, care să te facă să treci la următorul nivel. La naiba cu fericirea, fericirea nu există, fericirea nu trebuie urmărită, ci doar să fii tu cu tine și lucrurile de acolo merg la următorul nivel. Jmecherie și spiritul contează. Eu am fost Cristin. Ciao!